pericol la Pitești. Mai multe elemente de tencuială de pe fațada unui bloc au căzut pe trotuar și peste o mașină aflată parcată lângă imobil. Imediat, locatarii au sunat la 112, iar o autoscară de la pompieri a fost trimisă la fața locului pentru a degaja elementele desprinse care mai stăteau să cadă. Blocul este construit în anii 70 și de atunci nu a fost făcută nicio reparație exterioară, cu excepția câtorva apartamente ai căror proprietari au pus sistem termoizolant. Nu din cauza acestor lucrări a căzut însă tencuiala, ci din cauza infiltrării apei de la ploaie. Pompierii au decopertat fațada, iar administratorul blocului va lua legătura cu o firmă pentru o refacere totală a fațadei clădirii.